Caz ieșit din comun în satul Pârlița, raionul Fălești. O femeie a murit chiar în incinta oficiului medicilor de familie din localitate. Ea a venit la medic pentru o consultație, însă a decedat fără să ajungă măcar în cabinetul acestuia. Oamenii din localitate sunt șocați de cele întâmplate. Potrivit vecinilor, femeia avea 70 de ani și locuia de una singură. Dimineața ea a mers la punctul medical pentru a-i se pune o perfuzie, după care s-a pornit acasă, iar pe drum i-a stat rău, așa că s-a întors înapoi. Cam straniu. Nu a fost așa ceva la noi încă. Și azi s-a pornit tot de la mine de punct singurică. Și pe unde au ajuns, nu știu cum, tot am auzit de lume. S-a apucat de un gard, că de-am nu dă des margă mai departe. Și-o chicat. Și un om de mahală venea cu fetița de la medpunct și s-a oprit și-a luat-o și-a dus-o, cred că eu a zis, s-a ducă la medpunct înapoi. S-a dus-o la medpunct, gata. O doamnă din stăvnic la farmacie și m-a întrebat sunt în Patraislavă. Spun, nu știu, un deces probabil. Zic, prima dată aud, le-am întâmplat asistenta medicală să iei medicamente, după ce era plecat și mi-a spus. Medicul de familie din localitate a refuzat să discute cu presa, însă, potrivit angajaților oficiului, femeia suferea de mai multe boli cronice. Aleona, închide ușa. Fermează, lasă femeia tu și ea închide ușa. Păi aici s-a întâmplat. S-a întâmplat aici, dar nu ai dreptul. Aveți dreptul. Spuneți în două cuvinte, vă rog. Cum s-a întâmplat? Sunați la Angela Vasilie. Pe dumneavoastră erați aici pe loc, nu? Eram pe loc, nu numai eu, toți lucrătorii. Păi și cum s-a întâmplat? Sunați, eu mai dat cândva așa și am fost pe depsit. Păi nu ați acordat ajutorul. Am acordat ceai stiert. Era bolnavă, poate, doamnă. Da, și era bolnavă și de la evidență. Așa. Dar întrebați, nu mă văd, este Angela Vasilie șef. Potrivit vicepreședintelui raionului Fălești, Veaceslav Fusu, poliția a inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele. Știu că doamnei s-a făcut rău, a mers la punctul medical, a ajuns la punctul medical și a decedat. De la punctul medical era cineva, dar sau nu era nimeni? Da, și normal, era personal medical, era medicul de familie, erau surori medicale. Respectiv au solicitat intervenția ambulanței. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Fălești nu a răspuns la apelurile noastre pentru a ne oferi mai multe informații. Oficiul medicilor de familie din satul Pârlița, raionul Fălești, înregistrează anual peste 12.000 de adresări.